În intervalul 13-14 iulie, în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat și în zilele următoare. În județul Gorj, canicula își va face simțită prezența, iar mercurul va urca în termometre până la 34 de grade Celsius. În Târgu Jiu, ziua de mâine va aduce maxima de 34 de grade, cerul senin și câțiva nori joși, șansele de precipitații fiind foarte mici. Minima serii va fi de 21 de grade, iar cerul senin. Și în Modru, miercuri se anunță o maximă de 34 de grade și cerul însorit, urmând ca pe seară minima să ajungă până la 21 de grade. În Bumbejiu, mâine, vremea va fi deosebit de caldă. Termometrele vor urca până la 34 de grade Celsius, iar pe seară cerul va fi senin, minima fiind de 21 de grade. În Novaci, vremea va fi la fel de caldă ca în restul zonelor. Maximele vor urca până la 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Seara, minima va coborâ până la 21 de grade, cerul va fi senin cu foarte mici șanse de ploi. Valul de căldură va fi resimțit și în Rovinac. În timpul zilei, mercurul va urca în termometre până la 34 de grade, urmând ca pe seară temperaturile minime să scadă până la 21 de grade.